6 sisteme antiaeriene Ghepard ale armatei române au luat parte la o tragere cu muniție reală pe timp de noapte. Exercițiul a avut loc în poligonul South Hills din apropiere de Bemovo-Fiskie, baza grupului de luptă al NATO din Polonia. Militarii pe care îi conduc au primit misiunea de a angaja ținte aeriene simulate prin bombe de iluminare lansate de către plutonul de aruncătoare de 120 de mm al partenerului american. A fost a doua tragere cu muniție reală din acest an. La exercițiu au asistat comandantul american al grupului de luptă al NATO și comandanții contingentelor britanic și croat. Sunt mulțumit de precizia și timpul de reacție al echipajelor și, în egală măsură, mă bucur că rezultatele pe care le-am obținut au fost apreciate de către partenerii noștri. România are în Polonia 100 de militari și mai multe sisteme antiaeriene dotate cu radare și tunuri de 35 de mm Oerlikon. Contingentul se schimbă la fiecare 6 luni și este staționat în apropierea frontierei cu enclava Kaliningrad. Românii fac parte din grupul de luptă înființat de NATO în 2017.